bradul nu are nimic de a face cu Domnul Iisus Hristos și cu sărbătoarea nașterii Lui. Este un ornament al sărbătorii și pentru unii chiar un ornament foarte scump. În schimb, toți știm că Domnul Iisus Hristos a venit în lume și El este darul suprem al Părintelui Ceresc. Numai că, odată ce a venit Fiul în lume, informația trebuie să ajungă la cât mai mulți. Unii dintre voi ați investit în transmiterea Evangheliei scrise. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru voi și vă încurajăm să faceți lucrul acesta. Alții, precum Prodocens Media, investesc în transmiterea orală, verbală, rostită a cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că în perioada aceasta ne gândim la sărbătoare, ne gândim la darul suprem și ne gândim să facem daruri, vă încurajăm să vă gândiți să faceți un dar în numele lui Dumnezeu și Asociației Prodocens Media. Ei se luptă ca Evanghelia, adevărurile sfinte să ajungă în casele voastre și în casele multora. Știți că dincolo de harul lui Dumnezeu au nevoie și de finanțe. Aș vrea ca perioada aceasta, când socotim binecuvântările lui Dumnezeu și vedem că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe mulți, să ne propunem să fim și noi o binecuvântare pentru ei. În fapt, ce facem? Contribuim împreună la răspândirea Evangheliei. Când dăruiești, sigur vei primi. Dumnezeu să-ți dăruiască sărbători binecuvântate și dincolo de bucuria de a primi, să experimentezi bucuria de a dărui.